Anul 2012 va fi anul dragonului și va aduce în primul rând schimbări bruște. Din punct de vedere astrologic, anul 2012 poate fi numit un an al schimbărilor. Chiar și provocator, dacă ne gândim puțin, este, după zodiacul chinezesc, este anul dragonului, un an în care vor fi favorizați persoanele curajoase, persoanele luptătoare, dar este și un an karmic. Tot ceea ce se greșește se plătește, din punct de vedere spiritual nu se iartă. Cu alte cuvinte, vești bune nu există pentru nicio zodie, dar norocul și-l mai face omul și cu mâna lui. Așa că pentru cei care sunt ambițioși, curajoși și luptători, sau pentru cei care și-au stabilit clar prioritățile, anul dragonului va fi un an profitabil. Taurii, fecioarele și capricornii pot trage lozul câștigător. Lilith, semnul răului, poate umbri însă orice șansă de noroc, așa că atenție mare! Nu putem spune că vor fi norocoși în acest an. Jupiter va fi în Taur în prima parte a anului, numai că va fi acolo și Lilith, care poate aduce complicații, iar în cea de-a doua parte a anului, din iunie încolo, Jupiter, care se zice că e planeta norocului, a șansei, va fi în Gemeni, dar din nou Lilith va intra și el în septembrie în Gemeni și lucrurile se vor complica. Nu putem spune că există o zodie care să aibă parte de noroc sau de șansă pe un anumit sector. Lucrurile vor fi complicate, vor fi și părți bune, dar și lucruri urâte. Una rece, alta caldă. Vestea bună vine însă tot de la astre. Se pare că mult anunțatul și controversatul sfârșit al lumii nu vine în 2012. Acel 21 a 12 a 2012, despre care se tot vorbește, din punct de vedere astrologic, se formează un aspect care se numește iodul lui Venus sau degetul lui Dumnezeu, care poate să aducă schimbări mai mult de natură spirituală. Deci nu ceea ce se spune că vor fi cataclisme, va fi sfârșitul lumii. Zodiile de apă vor avea parte de un sfârșit de an exploziv. Racii vor fi tentați să se mute în casă nouă. Leii pot avea noroc în dragoste, iar fecioarele reușite în cariere. Mai multe amănunte despre ce va aduce 2012 fiecarei zodii puteți afla în ediția specială În dialog cu astrologul, difuzată la Radio Televiziunea Severin, sâmbătă începând cu ora 21.